Bună dimineața, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem din nou în Giurgiu, de data asta suntem cu domnul Alexandru Neagu, care este și vine din partea Centrului de Informare Turistică și Promovare a Giurgiului. Facem încă o tură a orașului, pentru că mai avem și alte lucruri de văzut și inclusiv chiar și acele lucruri pe care au fost acele monumente și povești pe care le-am văzut, le mai vedem un pic și astăzi, poate dintr-o altă perspectivă. Vă salut! Bună ziua! Bine ați revenit în Giurgiu într-o perioadă caniculară, la mijlocul lunii iunie. Mulți am putea spune că n-ar fi ok să fie așa cald, dar ce să facem? Asta este. Noi așteptăm turiști în micul nostru oraș și sper să vă placă acest mini-tour care să ne aducă și pe noi pe harta turistică a României. Ok, oarecum. Și începem turul de aici, de la biserică. În spatele meu aveți, este reprezentată Biserica Înălțarea, construită între anii 1926-1939, împreună cu mausoleul eroilor din spatele acestei biserici, construit din tot ce vedeți aici este construit la inițiativa cărturarului Nicolae Iorga, mare om politic, și, bineînțeles, și cu acordul regelui Carol al II-lea, când a fost pusă ultima apostilă pentru această construcție pe care o avem în spate. După cum vedeți, biserica are un stil modern. Opinia mea de nespecialist spune că mi-aduce aminte de Sacré-Cœur din Paris, pentru că cărturarul Nicolae Iorga era foarte pasionat de cultura vest-europeană, mai ales cea din Occident, ca să spunem, și a vrut în acest orășel să aducă această biserică pentru a mai înfrumuseța orașul din acea perioadă, fiind mult mai mic. După cum vedeți, în această zonă este mai multă populație față de acum, să zicem, 70-80 de ani, în perioada interbelică și până acum. Aici erau mai mult terenuri agricole. Acum, în timp, orașul s-a dezvoltat și prima construcție importantă din această zonă, asta a fost, care o vedem fața noastră. În spate, dacă e să mă urmați, o să avem monumentul eroilor, dedicat eroilor din primul război mondial, în special. Mai avem unul tot în Giurgiu, dar la Mănăstirea Comana. În spatele meu avem mausoleul eroilor, construit odată cu biserica, cum am specificat, dintre anii 1926-1930. În schimb, mausoleul a fost terminat un pic mai târziu, datorită faptului că au trebuit aduse osemintele eroilor căzuți în primul război mondial. Din ce știm noi și din datele pe care le avem de-a lungul timpului, aici sunt 300 de soldați identificați în primul război mondial. Mi se pare că mai sunt încă vreo 3 soldați francezi neidentificați, mormântați aici, și soldați nemți, în jur de 16. Nu știu exact cifrele, s-au tot schimbat de-a lungul timpului, opinii și opinii, dar 300 de români identificați sunt aici înmormântați, aceștia fiind tratați pe locul unde este actualul spital județean. Bine, atunci nu era acest spital județean pe care îl vedeți, spitalul județean Giurgiu, aici era spital de campanie pentru război, spitalele din acelea, cort, cu asistente, cu Crucea Roșie, vă dați seama, aici se tratau răniți de pe front. Neputând fi salvați toți, au fost înmormântați aici, într-o groapă comună, după care, în anii 20-30, când a fost construită această zonă, au fost deshumați și introduși aici, la inițiativa tot marelui cărturar Nicolae Iorga, care avea un cult pentru istorie și, din păcate, făcând un bine, după cum vedeți, eroilor din primul război mondial, la scurt timp, după ce a trecut această perioadă interbelică de pace, de liniște, de progres economic, cultural în România, a început și al doilea război mondial. Acum este recent renovat acest mausoleu. După cum vedeți, a fost sărbătoarea înălțării zilele acestea și coroanele au rămas. Care coincide cu comemorarea eroilor. Înăuntru, dacă o să aveți vreodată ocazia să intrați, o să vedeți fotografii imortalizate cu Regina Maria, cu regele Ferdinand în vizită pe frontul din primul război mondial, frontul de la Mărăști, Mărășești, Oituz, unde România au avut victorii colosale, potriva inamicului german,
care ne-au căsăpit atunci în primii ani de război. Și cele mai importante obiective sunt osemintele eroilor. Pentru unii pot părea macabre, pentru unii sunt adevărate artefacte istorice de foarte mare valoare. În spatele meu avem biserica pe care am vizitat-o mai devreme și monumentul eroilor Revoluției din 1989. Povestea acestui monument a început în primele zile ale Revoluției Române, când o mulțime de oameni s-au strâns aici pentru a protesta împotriva regimului care urma să pice. Ghinionul a făcut ca în momentul ăla să treacă o mașină de transport lapte, un fel de cisternă, cum erau pe vremuri. Șoferul respectiv, neavând frânele foarte bune sau defectându-se în timpul acela ghinion, a intrat în grupul de oameni, omorând câțiva oameni, și cel mai tragic lucru a fost că a murit și o fetiță de 11-12 ani. Și acest monument a fost ridicat în memoria celor oameni. Știți cu toții ce debandada a fost în perioada Revoluției, cât s-a tras în blocuri oamenii vinovați care ieșeau la balcon aici, erau considerați suspecți. Chiar într-unul din aceste blocuri, la etajul 4, cineva a ieșit pe geam strigând ura a picat Ceaușescu, și armata a întors, care a venit aici după accident să vadă ce s-a întâmplat, au întors mitralierele, tancurile, taburile și au tras în etajul 4 al blocului. Deci a fost o debandadă totală. La un moment dat se spunea că sunt spioni din alte țări care s-au refugiat în turla bisericii, și în turla bisericii s-a tras. Fix acolo sus. Vă puteți da seama câtă ironie a sorții să spui, câtă ironie și câtă prostie să spui că acolo sus se pot ascunde oameni. Deci n-aveau cum să se ascundă cineva acolo, dar s-a tras și în tur la biserici. Atâta era de mare panica atunci. O să continuăm turul de acum încolo spre centrul orașului. Noi acum suntem pe Bulevardul București, bulevardul principal al orașului, iar Giurgiu are avantajul foarte mare prin faptul că toate monumentele importante sunt puse în linie dreaptă. Adică de o parte și de alta este foarte ușor să le vedem. Ne aflăm în Parcul Mihai Viteazu, iar în spatele meu este statuia marelui Mihai Viteazu, marelui domnitor Mihai Viteazu. Și după cum vedeți aici, pe soclul statuii, scrie Liberator al orașului. Giurgiuvenii au un mare cult pentru acest domnitor, mulți considerându-l primul liberator al cetății Giurgiului după asediul otoman. Noi știm acum că otomanii au făcut din Giurgiu un fel de raia turcească. Mihai Viteazu a fost al doilea care a eliberat orașul și inclusiv cetatea prin lupta de la Călugăreni de către periul otoman, primul fiind Vlad Țepeș. O să vorbim și despre Vlad Țepeș mai încolo. Eliberator al orașului în anul 1595, pe data de 25 ianuarie. După cum vedeți, acolo, odată cu lupta de la Călugăreni, aici a fost o campanie de alungare a Imperiului Otoman. Mult timp, și știți cum Mihai Viteazu a vrut să unească cele trei principate române fără nicio influență din afară. A vrut să scape de sclavia marilor puteri de atunci. După cum vedeți, statuia este foarte bine și foarte detaliată. Chiar mulți turiști care vin în Giurgiu rămân uimiți de cât de bine arată această statuie. Vechimea ei nu este foarte mare, aproximativ 20 de ani, fiind adusă aici, peste acest soclu, cam la mijlocul anilor 2000, nu mai știu exact, 2002 sau 2003. În orice caz, noi avem senzația că este dintotdeauna aici, această statuie. În stânga mea avem sediul, unul din sediile Bibliotecii Centrale, mai exact sediul principal al Bibliotecii Județene Ia Basarabescu, secție modernă de bibliotecă pentru pasionații de cultură și giurgiuveni, și nu numai, și celor care vin din alte zone ale țării. Avem o gamă largă de cărți aici, chiar și cărți audio, fiind acum la modă tehnologia, au început să apară cărțile audio foarte mult. Aici se desfășoară orice fel de program cultural. Mai sunt perioade când se sărbătoresc anumite zile de naștere
sau zile de trecere în neființă ale marilor scriitori locali și naționali, locali, cum ar fi chiar Ia Basarabescu, marele om de cultură care a înființat prima bibliotecă în Giurgiu, după cum vedeți aici. Mihai Eminescu chiar recent i s-a făcut o zi comemorativă pe 15 iunie, în special foarte mult din oamenii de cultură din România și nu numai, și chiar și internațional. Pot fi văzuți aici cu zile dedicate pentru fiecare. Operele lor puteți să le citiți, puteți să le ascultați recitate de oameni în măsură cu dicție ca să recite aceste capodopere culturale. Iar lângă Biblioteca Județeană avem fostul cămin de ucenici, acum sediul primăriei Giurgiu. Această clădire a funcționat din 1933, în perioada interbelică, fiind cămin de ucenici pentru oamenii care veneau din anumite zone ale țării sau chiar din oraș ca să învețe meserie. De la strungar, zidar, cizmari, toate domeniile veneau și se cazau aici și învățau meserie pentru a o practica pentru toată viața lor. De acum încolo. Acum este, după cum v-am spus, noul sediu al primăriei Giurgiu. Înființat aici pe la mijlocul anilor 2000, 2002-2003, a zice, nu chiar mijlocul anilor 2000. Ne aflăm în mijlocul orașului Giurgiu, iar în spatele meu se află turnul ceasornicului, cel mai important obiectiv turistic din Giurgiu, din punct de vedere istoric, acest monument aflându-se chiar și pe stema orașului nostru. După cum vedeți, se vede vechimea acestui turn, mai exact în secolul XVIII, construit de către puterea otomană care se afla aici, în substăpânire. După cum vedeți, construcția este otomană, giurgiuvenii l-au păstrat, au mai fost și în alte zone ale țării asemenea construcții, cetăți, probabil turnuri, dar noi giurgiuvenii l-am păstrat și am preferat ca acest obiectiv să fie punctul nostru de dezvoltare al orașului. De aici s-au dezvoltat toate străzile, toate cartierele orașului în trecut, iar în această zonă, după cum vedeți, este un rotund. Înainte de anii 60 nu exista acest bloc pe care noi îl vedem, care se află în fața mea, iar apărând acesta la începutul anilor 60, mai exact. Ce se întâmplă? După 45, când am întors armele, am avut guvern comunist până în 47, când au plecat inclusiv regele de la noi din țară, fiind alungat. Știți povestea, nu intru în amănunte. În timp, toate orașele din România au început o sistematizare așa cum au văzut-o puterea de atunci, adică puterea comunistă. Au vrut să scape de tot ce era burghez din țara asta. Până în 1963, acest turn era în mijlocul orașului. De aici porneau ca un fel de soare, ca un arc de cerc, toate străduțele și străzile principale ale orașului. Noi, giurgiuvenii, acestui cerc îi spuneam farfurie. Era practic un trotuar sau un rond, cum avem noi acum, un fel de rond, de unde porneau tot. Gândiți-vă la Paris. Parisul s-a dezvoltat în jurul turnului Eiffel. Așa s-a dezvoltat și Giurgiu, la un moment dat, dar la o scară mult mai mică, altfel de istorie. Ce se întâmplă? În 1963, puterea comunistă a zis gata cu farfuria, cum o știm noi, acest mare cerc. Deci asta era denumirea populară dată de voi. Populară dată de noi. Noi giurgiuvenii spunem farfurie. E și era împărțit în farfuria mare și farfuria mică. Pe farfuria mare era destul de întinsă. În timp, prin 2003-2006, când a intrat turnul în renovare, a început Consiliul Local de atunci să se gândească, haideți domne, să refacem măcar o parte din vechea farfurie. După cum vedeți, acum este ca un semicerc în jurul turnului și noi îi spunem farfuria pe jumătate. Dar noi încercăm în timp să reparăm ce au stricat alții. Avem fix aceleași coordonate, aceleași măsurători care au fost atunci. Aici, în zona asta, la unde începe restaurantul, a fost farfuria mică, în timp încercând să dezvoltăm și farfuria mare cât se poate. Dar se pare că farfuria mică deja am reușit să o
restaurăm. Iar dacă vă uitați pe internet, o să vedeți imagini cu farfuria originală de-a lungul timpului. Înainte de primul război mondial, în jurul turnului a funcționat la fel, un bar, cum vedeți și acum. După primul război mondial, proprietarul barului a desființat acea clădire, s-a demolat și s-a mutat în București, de unde era, de fapt, acel proprietar. Mult timp, turnul a funcționat fără bar în jurul lui, chiar giurgiuvenii considerând acest lucru firesc de acum înainte. Bineînțeles că și înainte de primul război mondial, când a funcționat primul restaurant sau crâjmă, cum se spunea atunci, au fost scandal și atunci pentru că celelalte crâjme din oraș pierdeau foarte mulți clienți, toată lumea vrând să vină aici, în centrul orașului, unde era și o grădină superbă, undeva pe aici, în zona aceasta, se afla și un foișor de muzică, unde venea muzicienii, unde veneau în anumite zile de sărbători, în special pentru a anima atmosfera de atunci. Ce să mai, era epoca victoriană până la primul război mondial. Era o epocă romantică în care toată lumea căuta să se simtă bine prin alte metode de atunci, ascultând muzică în parc, în grădini, cu vegetație multă. Și din ce observăm, s-a păstrat tradiția. Aici am avut și mulți tei în Giurgiu, în această zonă. După cum vedeți, cum treceți mai încolo, vedeți foarte mulți tei, dând și un parfum plăcut acestui oraș. Și dădea și o impresie de liniște, de cum, de fapt, acest oraș i-a plăcut și Leo Eminescu. Dar despre Eminescu vom vorbi un pic mai încolo și cu vizitele sale în acest oraș. În față aveți Teatrul Tudor Vianu, construcția apărută la mijlocul anilor 80, mai exact construcția a început prin anul 1983 și s-a finalizat în anul 1985, foarte repede pentru epoca de atunci și pentru epoca noastră de acum. Toate construcțiile se făceau rapid și foarte bine. Din 85 până în anii 90 a purtat denumirea de Casa de Cultură Giurgiu. Apoi din 90 i s-a schimbat denumirea în Teatrul Valah și noi giurgiuvenii am prins această denumire de Teatrul Valah până în 2004, când i s-a schimbat numele în Teatrul Tudor Vianu, fiind dedicat marelui scriitor de la noi, Tudor Vianu. Dar și despre Tudor Vianu o să vizităm un pic mai încolo și casa memorială unde a copilărit, de când s-a născut până când a terminat studiile liceale. Acest teatru găzduiește tot felul de spectacole, comedie, dramă, cu diferite stagiuni în fiecare an. Fiecare an se schimbă stagiunea, vin alte spectacole. Actorii de aici organizează, regizează, joacă mereu alte spectacole. Chiar au început să vină de o perioadă foarte bună de timp, chiar și actori din București. Cum bănuiesc că ați auzit și de piesa Spectatorul condamnat la moarte, în care joacă și actrița noastră celebră, Carmen Tănase. Marius Manole joacă în acea piesă și au tot venit până acum, când stagiunea s-a încheiat, când perioada verii, stagiunea la teatru se termină și începe un fel de stagiune în exterior acum, până în toamnă. O să mai avem spectacole în exterior. Acum o să așteptăm și noi să vedem când sunt datele programate pentru acele spectacole și poate o să le vedeți și dumneavoastră. Aici, până recent, se țineau Festivalul Teatrelor Dunărene. Aici ce se întâmplă? Veneau actori din toate orașele europene de la noi, pe unde curgea Dunărea. Adică din Munții Pădurea Neagră din Germania până în Giurgiu, Călăraș și absolut toate orașele din Europa pe unde trecea Dunărea, veneau aici și țineau tot felul de spectacole. Astea în special în lunile septembrie-octombrie, când începeau stagiunile iarăși de interior. Și veneau aici tot felul de artiști, actori cu programe de dans sportiv, programe de dans artistic. Cine e pasionat știe și poate să urmărească. Acum sperăm că se va relua în timp acest spectacol, că dacă ne-a făcut ceva faimă și a început ca acest oraș să fie oarecum cunoscut, au fost și aceste spectacole.
trecem de teatrul Tudor Vianu, fostul Valah, că noi giurgiuvenii încă îi mai spunem Valah, încă ne-a mai rămas această denumire, cu toate că sunt 20 de ani de când nu mai poartă această denumire, dar crescând aici cu teatrul Valah, merge la teatrul Valah să vedem un spectacol, așa am rămas. Până când ne vom schimba iarăși mentalitatea sau ne vom reîmprospăta memoria ca să ne aducem aminte, doar domne, Vianu am vrut să zic. În dreapta mea avem un mic părculeț care încearcă cât de cât să mai aducă aminte de epoca burgheză, în special epoca interbelică, fiind denumit acum Parcul Regina Maria. După cum vedeți, avem statuia în față, Regina Maria, inaugurată prin anul 2018, din ce țin eu minte, oricum destul de recent, când s-au împlinit 100 de ani de la Unirea Principatelor Române, Unirea Mare. Din 1 decembrie 1918, în 2018 s-a înființat acest parc. După cum vedeți, statuia, noi am încercat să-i dăm un aer vintage, cu patina timpului, chiar dacă încă nu este chiar patina originală, dar am încercat să facem o reparație acestei mari personalități, Regina Maria a României, prin faptul că ea era considerată adevărata mama a răniților. Atâtea vizite pe front în primul război mondial, atâtea lucruri bune pentru soldații bolnavi, răniți, ea având chiar, cum se spune, curajul de a se duce între soldații bolnavi de diferite boli căpătate pe front, cum ar fi holera, ciuma, și bănuiesc că știți dumneavoastră că, care ați citit prin istorie ce fel de boli. E, dânsa, îmbrăcată în soră medicală, se ducea printre ei să-i îngrijească, să-i îmbărbăteze, să le spună chiar și celor care nu mai aveau membre, mâini, picioare, să le spună totul va fi bine, vei scăpa, te vei simți bine, vei continua să lupți, cu toate că nu știu cum ar fi putut să lupte un om fără un picior sau fără o mână, dar totuși dânsa reușea să le dea curaj. Regina Maria, după cum știm, a contribuit chiar, a avut un rol foarte important chiar și la Unirea Principatelor Române din 1918, îmi cer scuze, era să zic 2018, gândindu-mă la cei 100 de ani care au trecut atunci, fiind chiar mai competentă, ca să spun așa, decât mari politicieni trimiși ca să negocieze recunoașterea unirii noastre într-o singură națiune de atunci. Bănuiesc că știți discuția ei cu un important politician francez, Clemenceau, când spune că Tigroaica a venit la Tigru, sau bănuiesc că știți, ca să negocieze atunci unirea principatelor. Regele Ferdinand, soțul reginei, n-a vrut să o trimită, tocmai din cauza faptului că, epoca fiind misogină, nu considerau că o femeie nu are puterea să negocieze în politică, dar totuși inspirația ei a făcut să se ducă și au negociat inclusiv cu președintele Americii de atunci recunoașterea, care era cea mai importantă voce. America fiind în primul război mondial una din țările care au câștigat războiul, alături de Anglia, de Franța, regina a reușit să-l convingă inclusiv pe președintele Americii de atunci să recunoască Unirea Principatelor și de atunci celelalte țări europene au început să recunoască România Mare, care din păcate n-a rezistat decât puține decenii, până în 1940, când Carol al II-lea a început să piardă teritorii. Bucovina de Nord, Basarabia, chiar și o parte din Transilvania prin puterea lui Horthy, care, știți, a ocupat aproape jumătate din Ardeal. O lăsăm parcul în urma noastră și o să ne îndreptăm către Biserica Tinerilor sau Biserica Grecească, Biserica Buna Vestire, are mai multe denumiri și o să vedeți acolo o biserică grecească la noi în țară. Ne aflăm pe strada Mircea cel Bătrân, fosta Alexandru Lahovari, denumită până să vină perioada comunistă la noi în țară. După cum vedeți, acum este perioada din timpul săptămânii. Miercurea, aici fiind mare aglomerație. Aici zona de promenadă se va face vinerea seara, de vineri seara până luni. Această zonă va fi închisă fiind numai spațiu de joacă pentru copii sau zonă de promenadă, de plimbare. Turnul ceasornicului l-am lăsat în spate sau în față, depinde cum e orientată camera. Și după cum se aude pe fundal, suntem lângă
Biserica Buna Vestire, Biserica Tinerilor, Biserica Grecească, sunt mare, mult mai multe denumiri. Poate una din cele mai frumoase biserici din Giurgiu, din punct de vedere arhitectonic, după cum vedeți, este stilul grecesc. Această biserică fiind și foarte veche, fiind construită, începerea construcției sale a început în 1863, iar finalizarea a avut loc în 1865 și sfințirea ei tot atunci. În 1866 până în 68 a fost pictată de pictorul George Tătărescu, nu știu dacă mulți ați auzit de el. Este primul care a început să picteze în tehnica de ulei. Chiar și înăuntru bisericii o să vedem ceva revoluționar pentru vremea aceea, în anii 1866. Am uitat să menționez că această biserică a fost făcută pentru comunitatea grecească din Giurgiu, având o comunitate destul de numeroasă în acea perioadă, mai ales după perioada Revoluției de la 1848, perioada fanariotă, au mai rămas câteva comunități în toate orașele. La noi, în Giurgiu, această biserică a fost făcută pentru acea comunitate cu acordul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Din păcate, n-a apucat domnitorul care și-ar fi dorit să vadă biserica pictată, n-a mai apucat, fiind detronat în 1866. Știți complotul partidelor politice de atunci, când s-a hotărât aducerea unui principe străin pentru a face România nou formată, atunci mai puternică și recunoscută. De ce s-a adus principe străin atunci? S-a adus datorită faptului că România a avut parte de domnitori români care se luptau între ei pentru putere. Era instabilitate în țară, rușii așteptau foarte nerăbdători ca noi să ne dezmembrăm iarăși, să devenim iarăși principatele române, Transilvania, Valahia și Moldova, pentru a ne stăpâni mai ușor, inclusiv Imperiul Otoman. Au încercat să ne destrame, iar politica română a ajuns la concluzia, domne, ne trebuie un principe străin care va negocia mai bine liniștea țării. Revenind la biserică, după cum v-am spus, înăuntru se găsesc picturile de icoane pe pereți cu scene din Biblie, pictate în ulei de George Tătărescu. Aici se mai găsesc și moaște din Sfântul Ioan Gură de Aur, chiar și câteva articole, acelea care se folosesc pentru învelirea moaștelor, mai ales cele ale cuvioasei Parascheva, se găsesc aici. Și dacă tot suntem afară, aici avem fost un palat al telefoanelor. Aici clădirea aceasta maro, nu se vede din cauza vegetației abundente. O să ajungem și acolo în față și avem doi stejari care au aproape 200 de ani vechime și sunt considerați ca făcând parte din foștii codri ai Vlăsiei, care se aflau cândva aici. Acești copaci s-ar putea să aibă peste 200 de ani, din ce am înțeles. Unii spun că 100, alții spun 200, alții spun 250, în fine. Cert este că sunt foarte bătrâni. Mi se pare că odată când am mai făcut un tur al orașului cu niște copii, mi-au trebuit undeva la 10-11 copii să-l înconjoare. Copii de clasa 1-a sau a 2-a. Au trebuit să-l înconjoare, ca să-și dea seama cam cât de bătrâni sunt copacii aceia, chiar în fața Palatul Telefoanelor. Dar o să ajungem acolo imediat după ce vizităm biserica Buna Vestire în interior. Aici, după cum vedeți, este unul din veșmintele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, adus aici. Aici avem o părticică din moaștele Sfintei Cuvioase Ecaterina, după cum vedeți, aici. Iar picturile sunt făcute de către pictorul Tătărescu, dar au fost renovate în timp. Nu mai sunt chiar cele originale, dar în timp s-a încercat păstrarea lor cât mai aproape de adevăratele picturi care au fost atunci. După cum vedeți, foarte multă liniște în această biserică și foarte frumos luminată, cum ar trebui să fie și sufletele noastre. De-aia e bine să mai venim la biserică din când în când, să ne mai încărcăm cu liniștea de aici și să ne aducem aminte când ajungem acasă și ne dăm de probleme. Bă, ce liniște era la biserică, hai să o pun și în sufletul meu. Este și normal, ca să trecem mai ușor peste probleme.
Acum biserica se pregătește pentru o slujbă pentru diseară și de aceea este multă liniște acum. Cum vedeți, până și candelabrele încearcă să imite perioada acelor ani din 1862, de când a început construcția, până în 1866, când s-a terminat și a început pictura. După cum vedeți, candelabrele au încercat să le reprezinte așa cum au fost. Numai că atunci bănuiesc că erau cu candele și nu electric cum sunt acum, dar totuși luminozitatea este cât mai aproape de cum a fost. Și după cum vedeți, și în interior aduce aminte un pic de arhitectura grecească, că până la urmă pentru comunitatea grecească a fost construită cu acordul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, această biserică. În spatele meu avem Palatul Telefoanelor din Giurgiu. De aici, în perioada anilor 70-80, când vrei să ți instalezi un telefon în casă, aici veneai și îți făceai programarea. Nu știu cât dura, probabil atunci 7-10 ani să-ți aștepți rândul, aici veneai. Te înregistrezi cu cerere și să ai și tu telefon în casă, ca și cetățean giurgiuvean. Aici după aceea a lucrat Rom Telecom o perioadă, aici venea toată lumea să-și plătească telefoane, dar Rom Telecomul acum s-a transformat în Orange și nu mai. Acum clădirea a intrat în conservare, nu mai este folosită, dar este considerat un fel de monument. În fața acestei clădiri avem cinematograful București. Aici toți de generația mea au prins filme și nu numai din generația mea, și generații mai îndepărtate au prins aici cele mai bune filme care erau perioada aia. Eu personal am rămas impresionat când am văzut în 1997 filmul Titanic. 101 dalmațieni am văzut aici și tot ce era atunci, prin anii 90. În istoricul acestui cinematograf, înainte nu se numea Cinema București, s-a numit o perioadă Cinema Olga Bancic, după care au câștigat comuniștii puterea și s-a transformat în Cinema București, după cum vedem acum. Ne-am întors oarecum din drum, lăsând turnul ceasornicului în spate și în dreapta mea avem Monumentul Eroilor Revoluției din decembrie 1989, monument dedicat persoanelor care și-au dat viața pentru libertate. După cum vedeți, este un monument, o troiță pentru odihna sufletelor celor care s-au sacrificat pentru libertatea noastră. Monumentul a fost restaurat recent și readus la viață. S-au mai instalat două bănci aici pentru reculegere. Ne aflăm în portul Giurgiu, iar în spatele meu avem cea mai importantă clădire de aici. De fapt, mulți ar spune chiar singura clădire, și anume Palatul Gării Fluviale, construită între anii 1939-1945. Acum are statut de muzeu, dar înainte era zonă de înregistrare Marfa, care venea pe fluviul Dunărea, după cum îl vedeți aici în toată splendoarea lui. Pe malul celălalt este malul bulgăresc al orașului Ruse. Să ne întoarcem la clădirea din spatele meu. Este de o importanță maximă pentru fluviul Dunărea, aici fiind cel mai important port dunărean din România. Chiar portul Galați dădea socoteală aici la un moment dat. Acum se pare că rolurile s-au schimbat, dar Marfa și tot ce intră în Giurgiu prin comerțul pe Dunăre încă funcționează și destul de bine. În partea stânga mea este o navă de croazieră, este și sezonul cei drept, dincolo de navele ponton, cele cu pontonul unde urci. Mai încolo este o navă cu pasageri, este sezonul lor și știm că acum în Giurgiu cea mai mare parte a turiștilor vin pe Dunăre. Turiștii din străinătate, din țară, vin mai ales sâmbăta și duminica. Foarte mulți bucureșteni ca să ia masa la noi, cum vedeți restaurantul din spatele meu și restaurantul de lângă. Cei care doresc să vină să mănânce un pește proaspăt. Și mai avem un restaurant, dar pe uscat, un pic mai încolo, restaurantul Perla. Giurgiuvenii îl știu și chiar și bucureștenii. Ne aflăm lângă Biserica Adormirea Maicii Domnului, mai exact Catedrala Giurgiu, Catedrala Adormirea Maicii Domnului, pe care o consider
chiar cea mai importantă biserică sau lăcaș de cult, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, din orașul nostru. Statutul de catedrală dându-i-se prin 2005-2006, până atunci a fost considerată biserică, dar hramul i s-a păstrat. Acest lăcaș de cult a fost construit peste o biserică semi-îngropată, care datează din 1831. De ce spun semi-îngropată? Pentru că în perioada aceea, fiind sub stăpânirea Imperiului Otoman, nu se puteau face la suprafață lăcașe de cult ortodoxe sau creștine, de orice confesiune creștină. Nu se puteau face, nu dădea voie Imperiul, dar dădea voie să le faci în pământ. Chiar așa a fost. O biserică construită subteran. Rămășițele acelei biserici sunt amintite într-o placă, undeva în interiorul bisericii, despre această biserică semi-îngropată. Iar în 1903 s-a ridicat această mare biserică. Ne aflăm pe strada Vasile Alexandrii din Giurgiu, iar în spatele meu este casa memorială Victor Carpis, după cum scrie și aici pe această placă. Locul este casa unde a locuit acest profesor, dirijor și compozitor, om de valoare, de marca orașului nostru, după cum vedeți, și în special pentru România, un om de mare prestigiu în domeniul muzicii, aici a locuit, giurgiuvean de marcă. Singurul lucru pe care îl mai aduce aminte de prezența lui în oraș este această placă. După cum vedeți, a trăit aici, în această casă, între 1929-1972. Omul despre care am vorbit mai devreme, care a înființat școala de muzică, Victor Carpis, pe care am văzut-o acum, înființată în locul fostei primării Giurgiu. În spatele meu se află casa memorială Tudor Vianu. Aici a văzut lumina zilei marele scriitor Tudor Vianu, giurgiuvean de al nostru, în 26 decembrie 1897, casa fiind în schimb mult mai veche de atât. Primele ei înregistrări apar în acest imobil fiind construit în 1893, părinții lui Tudor Vianu mutându-se aici 2 ani mai târziu, el născându-se, după cum am spus, în 1897. El a stat aici până la finalizarea studiilor liceale. A locuit aici și a petrecut toată copilăria aici, alături de tatălui, medicul Alexandru Vianu, și mama acestuia. Istoria acestei case a fost foarte plină de evenimente. Din ce am auzit și eu și ce am citit și ce spunea și domnul Păunescu, această casă a ars, împreună cu foarte multe imobile care se aflau aici, în zona aceasta, în timpul primului război mondial, din cauza bombardamentelor ce erau atunci, fiind afectat absolut tot, inclusiv această casă, care a ars până în temelii. După primul război mondial, această casă a fost refăcută și i s-a pus această placă ca să amintească că cândva aici a locuit Tudor Vianu, marele nostru scriitor. Acum nu o să intru prea mult în detalii, să spun mai mult decât ce a spus domnul Păunescu, dar puteți vedea pe placă inclusiv anii în care a locuit aici Tudor Vianu. Cum vedeți, din păcate are și bulină roșie cu risc seismic, dar trebuie menținută cât putem noi de bine acest imobil. Din ce am înțeles, această casă mai locuiește o familie, dar nu în partea aceasta, ci în partea din spate, care nu este considerată monument, doar partea asta din față, fiind considerată monument, nu poate fi restaurată decât prin aprobări speciale și tehnică specială. Adică nu poți renova chiar ce vrei tu, trebuie să păstrezi tot original, numai că trebuie schimbat, să zicem, acoperișul, să pui tot ce vedem noi acum, dar nu foarte mult, nu știu, probabil. Trebuie să-i menții forma originală.